și în special expresia îți mulțumesc, Iisuse scump, te preamăresc. Aș pune o întrebare. Este vreun lucru în viața noastră pentru care n-ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu? Ați făcut așa o analiză. Sunt lucruri pentru care nu suntem obligați să-i mulțumim lui Dumnezeu, nu suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu. Există în viața cuiva vreun lucru pentru care nu are motive să mulțumească lui Dumnezeu? Eu cred că nu există. Și pentru toate lucrurile, așa cum spune Duhul Sfânt prin gura Apostolului Pavel, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos. M-am oprit la versetele pe care fratele Nelu le-a citit din Psalmul 103, unde spune, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și când ne oprim la binefacerile Lui Dumnezeu, iubiții mei, binefacerile Lui Dumnezeu sunt foarte multe. Minunile pe care Dumnezeu le-a făcut față de noi sunt foarte multe și foarte mari. Și uitați ce spune omului Dumnezeu în psalmul 40. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestez, să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să-l povestez. De multe ori, iubiții mei, sunt lucruri pe care le uităm. Le uităm pentru că așa suntem noi oamenii, neglijenți câteodată, față de binefacerile pe care ni le face Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 103, ne îndeamnă să nu uităm nici una din binefacerile Lui. Și uitați care sunt binefacerile Lui. Iubiții mei, în dreptul meu vorbesc. El îți iartă toate fără de legile tale. În dreptul meu vorbesc, El mi-a iertat toate fără de legile. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a pus picioarele pe calea care duce la viață. A pus în inima mea o cântare nouă. A schimbat în inima mea, a pus dragostea Lui în inima mea. Și am pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Iubiții mei, El m-a adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Sunt atâția oameni care, măcar că le merge numele că trăiesc, dar în schimb ei sunt morți. Morți în păcat, morți în fără de legile lor, morți față de Dumnezeu. Trăiesc pentru păcat mai mult. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că pe noi Dumnezeu ne-a adus din moartea aceea față de Dumnezeu, ne-a adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Și acum noi dacă trăim, trăim prin dragostea lui Dumnezeu, trăim prin harul lui Dumnezeu, trăim datorită faptului că Dumnezeu în marea lui dragoste l-a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. Iubiții mei, ne-a iertat păcatele prin jertfa Domnului Iisus. Nu există alt nume dat oamenilor, nici altă formă de iertare înaintea lui Dumnezeu, decât numai sângele scump al Domnului Iisus, numai jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că sângele Lui are putere să spele păcatele, mărit să fie numele Domnului. Deci unul din motivele cele mai principale, am putea să spunem, este faptul să-i mulțumim că ne-a adus din moarte, ne-a adus la viață. Și dacă ne-a adus la viață, ne-a scris numele în cartea vieții. Ne-a dat dreptul să-L numim Tată. Iubiții mei, ce fericit este un copil care are cui să spună Tată. Ce fericit este un tată când îi înjură copiile lui și copiii lui îl ascultă și îl respectă. Ce fericit! Și recunosc toate binefacerile. Iubiții mei, în această zi,
numărul minunilor și a binefacerilor lui Dumnezeu sunt prea multe, nu le putem enumera. Dar n-am alt cuvânt să spun înaintea dumneavoastră, nici înaintea lui Dumnezeu, decât, Doamne, îți mulțumim pentru toate lucrurile, îți mulțumim pentru toate binefacerile și îți mulțumim că ne-ai adus din moarte, ne-ai adus la viață. Apoi zice, El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Iubiți mei, cuvântul acesta nu e numai un cuvânt scris așa ca noi să-l proclamăm aici. Este un cuvânt pe care îl experimentăm. Unii mai devreme, alții mai târziu, trecem prin anumite situații și atunci putem spune, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ce s-ar fi ales de noi? Ce s-ar fi ales de dumneavoastră? Dar am chemat numele Domnului. Și când am chemat numele Domnului, rugăciunea noastră ajunge până la locuința sfântă a Domnului. Mărit să fie numele Domnului. Avem motive să-i mulțumim că El vindecă bolile. Apoi spune, El îți izbăvește viața din groapă. La fiecare pas, iubiții mei, dacă n-ar fi Domnul de partea noastră, la fiecare pas suntem în primejdie. Mai ales acum, atâta teroare, atâta dezinformare cât e în lumea aceasta, atâta frică și teamă pe care oamenii o răspândesc prin mass media și prin tot felul de știri care vin. Dar noi suntem în casa Domnului, știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu și-a înnoit și în dimineața aceasta bunătatea față de noi. Și îi mulțumim, avem pentru ce să-i mulțumim. Ne-a izbăvit viața din groapă. Spuneam de multe ori copiilor mei și unor frați le-am povestit, nu odată, nici de două ori Dumnezeu m-a salvat viața. Și viața mea a fost în mâna Domnului și este în mâna Domnului. Viața dumneavoastră fiecăruia este în mâna lui Dumnezeu. Noi trăim aici pentru că trăiește Dumnezeu și Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Lăudat să fie Domnul. Noi avem un Dumnezeu făcut de mână omenească și avem un Dumnezeu care a creat cerurile, pământul, marea, izvoarele apelor, universul întreg este al lui Dumnezeu. Și noi împreună suntem al lui Dumnezeu răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El te încununează cu bunătate și îndurare. Bunătatea lui Dumnezeu este în fiecare zi se înnoiește. Bunătatea lui Dumnezeu umple pământul. Bunătatea lui Dumnezeu ajunge până la ceruri, spune psalmistul. Nu se poate măsura bunătatea lui Dumnezeu. Dar El, zice, te încununează cu bunătate și cu îndurare, îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Chiar dacă omul de afară trece, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, omul de afară trece, dar în omul din lăuntru noi ne înviorăm și ne întărim prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în fiecare zi și prin cuvântul Sfânt și dătător de viață. Zice, Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți și a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Privind în Vechiul Testament, vom vedea că Dumnezeu a făcut semne și minuni nu numai la Marea Roșie. A făcut Dumnezeu semne și minuni acolo, a făcut Dumnezeu semne și minuni cu generațiile care au trecut, face Dumnezeu semne și minuni în generația în care noi trăim. Pentru că El este Dumnezeul minunilor. Și faptul că suntem în casa de rugăciune, fără mască, fără alte interdicții, este o minune pe care o pun în seama lui Dumnezeu, că este un har din partea lui Dumnezeu. Și spune, Domnul este îndurător, milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Iubiții mei, dacă Dumnezeu este atât de bun, iubiții mei, de ce să fim noi răi? Ce motive am avea să fim răi? Când Dumnezeu este atât de bun. Știți de ce e Dumnezeu bun? Dacă noi suntem copii al lui Dumnezeu, bunătatea trebuie să seamene cu bunătatea lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, sunt pasaje biblice în Vechiul Testament unde unii oameni au vrut să-și dovedească bunătatea ca bunătatea lui Dumnezeu. Când David a pus întrebarea dacă mai este cineva din casa lui Saul,
Dacă a mai rămas cineva din casa lui Saul, Saul era prigonitorul lui, era vrășmașul lui de moarte, îl urmărea cu orice chip. Dar după ce a murit Saul, l-a plâns, l-a jelit pe Saul, pe Ionatan și apoi a spus, dacă a mai rămas cineva din casa lui, aș vrea să-i fac bine, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Iubiții mei, mă rog ca Dumnezeu să pună bunătatea ca roadă a Duhului în viețile noastre. Și cu bunătatea pe care Dumnezeu ne-o dă. Noi, oamenii, din punct de vedere firesc, suntem limitați în bunătate. Dar Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu nu are margini. Măriți să fie numele Domnului. Pentru că suntem la mulțumire, aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Am spus cuvintele acestea doar într-un minim de cuvinte, pentru că nu putem cuprinde toate binefacerile Lui. Însă noi în această zi am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Dumnezeu, adu lui Dumnezeu ca jertfă mulțumiri și împlinește juruințele pe care le-ai făcut înaintea celui prea înalt. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căilui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Dorim din toată inima să putem aduce mulțumiri cu curăție de inimă. La unii oameni mulțumirile sunt temporare. Dacă vă uitați în cartea Esterei, la un moment dat când împăratul Ahasveros l-a pus la mare cinste pe Haman, când a ieșit de la împărat, mai ales că a dat porunca ca toată lumea să se închine înaintea lui, nu era nimeni mai presus de Haman decât numai singur împăratul. Și când a ieșit de acolo, a ieșit foarte mulțumit. Dar și când o fost invitat la ospățul Esterei, a ieșit foarte mulțumit. Dar mulțumirea lui a fost numai temporară. Știți până când? Până a ajuns la poartă. Și când a ajuns la poartă, acolo era unul care nu i se închina. Pentru că acela unul, cu numele Mardoheu, se închina numai lui Dumnezeu, era iudeu și era cunoscut că nu se închină numai lui Dumnezeu. Și când a ajuns la poartă, acolo i-a oferit toată mulțumirea. Toată mulțumirea. Se duce acasă, își spune toate realizările, își arată toată gloria, toată slava trecătoare pe care o primit-o, dar zice, toate acestea pentru mine nu valorează nimic. Atâta vreme cât îl văd pe Mardoheu acolo la poartă. Știți planul care l-a făcut, nu numai împotriva lui Mardoheu. Promite împăratului 10.000 de talanți de argint. Și dacă vă uitați prin dicționare, veți vedea ce valoare îi. Citeam undeva că un talant de argint valora în jur de 20.000 de dolari la ora actuală. Iubiții mei, o sumă colosală ca să-l aibă pe Mardoheu, să-l nimicească și pe poporul evreu. Dar Dumnezeu care e bogat în bunătate și Dumnezeu care face minuni, o schimba tot planul rău pe care l-a avut Haman împotriva poporului său. Pentru că Dumnezeu este ocrotitorul poporului său, mărit să fie numele Domnului. În modul în care Dumnezeu a ocrotit poporul său atunci, ne ocrotește și pe noi astăzi. Pentru că suntem binecuvântați în Avram, Isaac și Iacob. Noi când ne rugăm, spunem Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacob și Dumnezeul nostru, pentru că în Iisus Hristos Dumnezeu binecuvintează toate neamurile pământului. Iubiți mei, vreau să mă opresc aici și aș vrea să intrăm într-o rugăciune de mulțumire și să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Îi mulțumim chiar și pentru încercările vieții, pentru că atunci când trecem prin încercări, vedem puterea lui Dumnezeu la lucru, mărit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să intrăm în această jertfă de mulțumire, în rugăciunea aceasta, ca o jertfă de mulțumire înaintea Domnului. Să-i mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările, pentru toate binefacerile și pentru fiecare clipă de viață, pentru fiecare strop de binecuvântare. Ne rugăm cu toții Domnului.